Alianța pentru Unirea Românilor, filiala județeană Hunedoara, și-a prezentat candidații pentru alegerile locale din 9 iunie, pentru primăriile și președinția Consiliului Județean Hunedoara. Evenimentul a avut loc la Devan, prezența președintelui AUR, George Simion, dar și a sute de membri și simpatizanți ai acestui partid. Ne-am mobilizat ca să avem liste complete în toate localitățile din toate județele. Este un efort colosal pe care doar și-l poate imagina cineva. Vom avea candidați peste tot, în fiecare localitate, iar liderii AUR pe care i-ați văzut și care au vorbit înaintea mea și care vor vorbi după mine, o să vină să facă campanie pentru acești oameni. Unii dintre ei își planificaseră alegerile, cum era normal, cum e constituțional, cum e legal, la termen, pe 29 septembrie. Dar s-au gândit, hai, dacă nu putem să ne ținem noi încă funcțiile în Parlamentul European, pentru că ați văzut, Cristian Terheș a fost singura voce a românilor acolo. Și împreună cu voi o să duc lupta aceasta până la capăt, pentru că nu este lupta mea sau lupta lui Tiberiu Barstan sau lupta lui Mircea Mincea. Este lupta generației noastre, este lupta neamului nostru și este lupta în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să fim învingători. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Cei care astăzi sunt în fața dumneavoastră ca o misiune istorică, este misiunea AUR de a schimba această țară, misiunea de a sluji cauza, așa cum președintele nostru, George Simion, ne-a cerut-o. Vă rog să fiți conștienți că lupta este la început, vă rog să fiți conștienți că această luptă este grea, că această luptă nu se încheie pe 9 iunie, această luptă va continua odată cu alegerile prezidențiale și parlamentare. AUR trebuie să câștige în acest an toate rândurile de alegeri. Vreau angajamentul vostru ferm că vom câștiga aceste alegeri. În primul rând, e important, cred, de stabilit ce înseamnă județul Hunedoara pentru România. Pentru că înainte de a vorbi despre organizația AUR, este important să înțelegem rolul important și extrem de important, a spune, pe care acest județ îl are pentru România, pentru că de aici e important să se pornească discuția. Și de la un județ cu atât de multe resurse, nu doar naturale, dar culturale, umane, în zona aceasta, din păcate, a ajuns la zona dintre județele cele mai sărace. Și obiectivul pe care îl avem cu Alianța AUR este de a readuce prosperitate în acest județ, astfel încât românii care au plecat să se întoarcă, e cei care au rămas să nu mai plece. La nivelul județului Hunedoara au fost stabiliți 42 de candidați pentru alegerile locale, plus candidatul pentru șefia Consiliului Județean Hunedoara. La momentul de față acoperim aproape 100%, dar ne dorim, azi am prezentat, unde avem garniturile complete și oameni bine pregătiți care ne dau siguranță că odată ajuns în administrația publică locală să facă și treabă. Mai avem niște echipe care sunt în verificări, noi ținem foarte mult la calitatea oamenilor pe care îi promovăm, avem niște comisii naționale, regionale, unde în baza CV-ului, a expertizei, a profesionalismului, omul este promovat pentru a candida pentru primărie. Deci nu promovăm oameni care nu înțeleg ce înseamnă partea asta administrativă, numai doar de-a dragul de a schimba niște oameni cu alți oameni care nu pot să facă ceea ce trebuie pentru comunitate.